Mai este ceva mai mult de o lună până la sfârșitul anului școlar 2021-2022. Ca și cel anterior, și anul actual a fost afectat de pandemia de coronavirus și implicit de predarea online. Acum, odată cu reluarea cursurilor după vacanța de Paște, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara urmăresc să se ajungă cu programa școlară și cu predarea materiilor la zi. În perioada următoare trebuie să urmărim obiectivele imediate, adică ne apropiem de finalul anului școlar 2021-2022. În acest sens trebuie să oferim sprijin total tuturor unităților de învățământ pentru a încheia anul cursurile mai exact în condiții optime. Vorbim de o perioadă în care se sustinteze, vorbim de o perioadă în care trebuie să vedem în ce măsură au fost respectate programele școlare, în ce măsură au fost parcursă materia. Totodată se monitorizează și modul în care elevii din anii terminali, care vor susține luna viitoare evaluarea națională și bacalaureatul, fac pregătire suplimentară pentru aceste examene, în condițiile în care rezultatele de la simulări nu au fost îmbucurătoare la nivelul județului nostru. Trebuie să urmărim toate calendarele care se derulează în această perioadă. Mă refer la înscrierea copiilor la grădiniță, înscrierea copiilor la școală. Totodată să pregătim examenele naționale, mai ales examenele de evaluarea națională și examenul de bacalaureat. Să monitorizăm modul în care elevii noștri beneficiază de o pregătire suplimentară acolo unde este nevoie, și este nevoie, pentru că m-am uitat un pic peste statistica cu notele obținute la simulările naționale, și există unități de învățământ unde pregătirea pentru examenele naționale trebuie intensificată. La simularea bacalaureatului, promovabilitatea în județul Hunedoara a fost de sub 40%. În 3 licee, niciun elev nu a obținut media minimă de 6. La simularea evaluării naționale, rezultatele au fost ceva mai bune, promovabilitatea fiind de peste 60% în rândul elevilor din clasa 8-a.